Bine v-am regăsit din nou pe canalul meu și astăzi vreau să vorbim și să vedem care este diferența dintre common rail și injectoarele pompă. Din păcate, unul din ele, și anume injector pompă, a început încet încet să dispară. A rămas doar pe cele cu sistemul VAG de la Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Aproape toate motoarele diesel montează acum sistemul common rail. Hai să vedem rapid cum funcționează, să avem o idee de bază privind funcționamentul acestor două sisteme și de ce sistemul injector pompă nu mai este utilizat. Hei, prieteni, bun venit pe canalul meu! Împreună o să învățăm să ne facem singuri multe lucruri, fără a mai apela la alții. Cu multă atenție și siguranță putem economisi timp și bani. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri interesante. Deci, sistemul common rail are în rezervor o pompă care generează o presiune și aduce motorina până la motor, unde va întâlni o pompă de înaltă presiune, colegată la cureaua de distribuție, ori la roțile dințate sau lanțul de distribuție, depinde de modelul de motor, dar principiul rămâne același. Această pompă are rolul de a genera o presiune care o trimite într-un tub, care noi îl numim rail sau fluier, unde toate cele patru injectoare sunt colegate direct și aici vom găsi o presiune indicativă între 1200, 1300, 1700 sau chiar 1800 de bari, în funcție de sistemul folosit. Aici găsim o unitate de comandă electronică care controlează injectoarele și decide momentul când să deschidă injectoarele. Acum, hai să vedem funcționamentul injectoarelor pompă. În portbagaj avem la fel o pompă care împinge motorina până la motor, dar aici nu mai găsește pompa de înaltă presiune, ci conductele vor duce motorina direct la injector în partea de jos. Pentru că în capul injectorului avem un pistonaș, o pompiță, care este colegată la arborele cu came, motorul când învârte apasă pe pistonaș și de aici avem și numele de pompă injector. Numai că aici avem o presiune foarte mare, mai mare chiar și de 2000 de bari. Așa Volkswagen a reușit să spargă gheața cu motoarele 2000 diesel să ajungă la 160-170 de cai. Aici avem electronica mașinii care calculează cât flux de motorină să comprime și să o injecteze în camera de ardere. Cei care au realizat common rail-ul au fost cei de la Fiat și pentru câțiva ani l-au ținut pentru ei. După a fost cumpărat de gigantul Bosch și a fost pus pe majoritatea mașinilor, excluzând pe cei de la grupul VAG, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, care au continuat ceva timp cu sistemul pompă-injector, dar costurile de producție erau mari și nu se putea ajunge mai departe din punct de vedere tehnologic. Și într-un final au renunțat și ei, folosesc acum common rail-ul, care a făcut pași de gigant din punct de vedere tehnologic și proiectul pompă-injector a fost abandonat. Aceste două sisteme sunt invenții cu adevărat mari, pentru că au reușit să transforme complet motorul diesel, mașinile diesel, care la început erau foarte lente, adevărate tractoare, au devenit mașini foarte puternice și rapide. Primele mașini cu sistemul common rail erau cu adevărat mașini care se conduceau foarte frumos, foarte silențioase și cu un consum cu adevărat mic. Astăzi am evoluat foarte mult și nu știu pentru câți ani mașinile diesel vor continua să existe. Aștept părerile voastre în comentarii despre viitorul mașinilor diesel. Atât pentru astăzi și nu uitați like și subscribe.